greu să n-ai tu pensii. E foarte greu pentru noi. Barabuni prăjite, barabuni prăjite, mi-a crezut sufletul până aici. Deci el ia 10 milioane și vine acasă o dată pe lună. Da, asta e meseria mea. Ce faci acolo la prin la sobă? Ia să vedem. Am făcut foc afară, s-am mutat în casă, că e frig. Ce faci afară, la plită acolo, ce faci? Am făcut mâncare și acum am făcut foc în casă. Ai făcut barabuni prăjite acum? Mai înainte am făcut. Mai înainte, ai, e greu, dacă n-am vacă, nu, nimica, nu. Cât am fost tânăr, am tânut. Otișora, nu-i făcut două jurii, tâni copilul acolo, pui. Cum ești bunic acum tu? Pișoarele mă dor. De la știință de tot, m-am prins rămas. Să tărâi pișorul ăsta, cred că, Doamne, Domnul de sus știe. Dar ce vă-ți la picior, bunic? Am portat șizmi, mai mult șizmi, gumă. Și era modă și mă duceam în pădure, mă duceam lemnul cu spatele aduc, că n-are cine să mă ajute. Ce să fac? N-are cine să mă ajute. Cu pe așa mă duc, cu pișorul, în pădure. Asta ai fost toată iarna, ai dus lemnul cu spatele? Nu, cam am cumpărat lemn, am cumpărat. Bra, dar ai rămas fără. Acum ce să fac? Ale ai pensie? Nu. Ajutor, 2 milioane jumate. Ce mai faci cu ei cu 2 milioane? Când îmi ajunge barim, o abortă să o astup. Bărbatul matale, ce faci? E la oi. O să știu oile. Deci el ia 10 milioane și vine acasă o dată pe lună? Da. Cum se descurcă acolo el? Care mă bate, care mă lasă, care știi? Acolo. Greu, să n-ai tu pensii? E foarte greu pentru noi. Ia prezint-o leacă lucrare aici. Lucrarea? Bărbatul meu e drag să aibă. A pus bii. Pe mine, dacă nu știu, dacă noi o muri, să rămâi la un copchi, să zică că a pus tata ei. Dar ai făcut aici? A făcut-o moșneagul meu. Făcut un moșneagul. E gospodar? Da, îi place să aibă, să facă, îi place. La ce ai puțin bunic? Boala mea care o am. Ce probleme ai de sănătate? Asta amințesc ca jos. Mi-a barabul, nu priește, aia nu priește, eu am ceva la stomac. Ai probleme cu plămânul ceva, bunica? Apoi mai gâfâi. Mai gâfâi și să fac, dacă n-am bani să mă caut la o rază. E rău de una singură. Ce nevoie ai, bunica, tu? Și de Domnul de sus. Toată nădejdea ai e la Domnul de sus. Eu să vă spun, frate, mi-e rușine în fața dumneavoastră, că intru în pământ, cu ce să mă ajutați? Domnul de sus, știi? Dacă n-am pastel, nu fac nimic. Cu pastel m-am minorat. Ai nevoie de medicamente? Da. În mod regulat, vizităm și susținem bătrânii și văduvele. Pentru ei, acest lucru înseamnă enorm. Donează cu specificația părinții noștri sau pachetul văduvei. Două proiecte prin care suntem alături de oamenii aflați la apus de viață.